Ia să-l vedem pe Luis, poți? Oh, mamă, Luis, deci dacă îmi dădeai headshot, muream. Deci dacă îmi dădeai headshot, muream, frate. Salut, ce faci aici sus? Nu, dar cum mă bați? Dar nu e posibil cum să... Ești nab, oricum. Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip de această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să dăm 1 versus 1 cu verișorul meu, el este Luis. Și oameni buni, ca să vă țin la curent, adică de fapt să vă spun cum am vrut toată chestia asta, până atunci, Luis, hai să începem și noi. Băieți, eu am fost la Moldova, nu știu câți dintre voi știți chestia asta, cei care ați avut follow la mine în vară pe Instagram, știți că eu am fost în Moldova și că m-am întâlnit cu mai mulți verișori de-ai mei. Oameni buni, el este Luis și el se joacă Fortnite și Luis, mă aud de la tine, dar nu contează. Luis se joacă Fortnite, oameni buni. Și mi-a zis, bă, Robi, hai să dăm și noi un versus 1 pentru un clip la tine pe canal. Și a zis, hai mă, Luis, că dăm. Opa, stai așa, că sunt bot puțin. Hai, Luis, că poți, frate. Hai, Luis. Ok, am crezut că ești puțin mai low, dar... Băieți, Luis este oarecum începător, joacă de sezonul trecut, de fapt de 2 sezoane. Bun, Luis. Da. Ce faci? Salută și tu aici oamenii, că așa e politicos, Luis. Așa, Luis. Bun, Luis, tu ce mai faci, frate? Ce mai zici? Bine. Vrei să le zici și tu oamenilor niște chestii despre tine? Câți ani ai? 13 ani. Mulți înainte, frate. M-au sunat atât de ciudat ca și cum gen n-aș ști că tu ai 13 ani, dar de fapt știu chestiile astea. Hei, ce faci? Bă, cum dai? Cum dai? Păi, uite. Așa, bine, mă rog, trebuie să știi numele, frate. Luis. Luis. Mi-ai dat hit. Da cum? Păi, am sărit. Bun. Luis este... Uite, astea două au fost de încălzire, ok? Bun, hai să-i dăm tare, frate, că trebuie. Hai, 1, 2, 3 și... Let's go. Oameni buni, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și de subscribe. Și dacă vă place seria asta de 1 versus 1, poate mai facem... Băi, facem 1 versus 1 cu mama pe sormea, pe Fortnite, facem 1 versus 1 cu aia, așa e. Oameni buni, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like ca să-mi dau seama de chestia asta. Puteți da un comentariu cu Robi, vrem să mai faci chestiile astea. Un share ca să vadă și prietenii voștri. Oameni buni, join pe camera de Discord și follow pe Instagram la 1 robinet, 1 oameni buni. Și join pe camera Discord, oameni, foarte, foarte, foarte important. Hai să... Da, fii atent, un sfat, încearcă să buildezi mai mult, ok? Ok. Și, oameni buni, dacă vreți să mă ajutați suplimentar, puteți folosi codulețul meu pe Item Shop. În momentul de față aveți pe ecran câțiva oameni care mi-au folosit mie codulețul pe Item Shop în ultimele 24 de ore și cred că așa o să fac de fiecare dată la, la clipuri, oameni buni. Ia să-l vedem pe Luis, poți? Mamă, Luis, deci dacă îmi dădeai headshot, muream. Deci dacă îmi dădeai headshot, muream, frate. Cât aș primi mai avea? Nu știu, puțin. Bun, oameni buni, ce vreau să spun? Dacă stați, băieți, și sunteți atenți pe clip, eu la un moment dat o să pun un contuleț pe ecran și dacă aveți norocul să-l luați, oameni buni, este doar al vostru. Hai, Luis, hai, cam încredere în tine, frate, știu că poți să mă bați. Hai. Oh, ok. Hit frumos. Da, tine. Nice. Uite, frate. Ah. Încearcă să fii mai atent. Da, ești prea bun, nu. Sunt bun pe naiba, frate, că nu fac absolut nimic bun, nu vezi? Uite-te tu, mă blochez singur. Pe la 21. Corect. Luis. Nu. Ok, GG's. Mă bat. Aia, păi nu contează. Hai odată. Bă. Hai, editează, te bat. Ok. Hai. Ești atât de sigur pe tine, Luis? Hai. Da, sunt foarte. Hai, că am dat și eu editul ăsta. Păi... Vrei să... Hai că începem de acum. Hai. Ui! Nu, dar... M-am blocat în taste, nu e corect. Nu se pune. Bine. Dar țin să te anunț că e 1-0 pentru mine, frate. Nu se pune, hai. Of, bine. Hai să te văd. Hai să te văd de ce ești în stare. Pentru că eu când am venit acolo la Moldova, ai zis, băi, sunt zeu. Și eu când am venit, băi, la Moldova,
I-am băgat contul pe laptopul lui să facă challenge-uri, pentru că eu efectiv nu aveam laptop și încă nu am un laptop. Pentru... pentru editat clipuri, pentru jocuri în staff. Și nu am putut și mi-am lăsat contul acolo și a jucat bine băieți acolo. Acum nu știu ce se întâmplă. Hai, hai, Luis, hai, că știu că poți să faci, frate. Luis. Da? Nu mai dar aici, frate. Mă place, nu vreau. Hai, că am încredere în tine, poți să faci. Când ai fost la mine, eu te băteam. Da, cum să știu. Hai, hai, hai. Cum mă bat? Uite, vezi? Ai hack. Ok, poate am hack. Hai, Luis, hai, hai, că am credere în tine, frate. Știu că poți să dai mai multe hituri de atât. Come on, Luis. Hai, Luis. Nu. Luis. Da. Puțină seriozitate și concentrează-te, te rog frumos, pentru că gen eu o să postez clipul ăsta și nu vrei să râdă Mario de tine. Bine. Okay. Băieți, Mario este un alt verișoar de-al meu. Hai. Hai, ești gata? Să te văd. Să te văd, vreau să văd de ce ești în stare. Hai, Luis! Am dat și eu de Luis. Mai bine rul dădeam. Să știi că e mai joc creativ și o să devii mai bun decât tine. Joacă-te, frate. Chiar vreau asta. Nu m-ar deranja, să știi. Și vreau câștiga World Cup, că am auzit de la tine. Câștigi foarte mulți bani din ele. Păi, eu nu, Bugada. Hai, opa, GG's. Hit frumos. Luis. Oh, te-am bătut. Zici tu? Da, bule. Oh my god, Luis? Da. Poate ar că am trebuit să fiu mai friendly, zic. Hai, hai, Luis. Dude, crede-mă, am încredere în tine. Poți să îmi iei mai mult dorând, ok? Nu știu cât e scorul, cred că e 3-1 pentru mine. Nu te-am văzut, sincer să fiu. Luis, m-ai bătut iar. Deci dacă mă bați runda asta, ai câștigat tu tot, ok? O să luăm așa. Hai, hai, Luis, vreau să te văd, frate. Și dacă mă bați tu, oricum să mai bândei cât tine, că te las. Ok. Luis! Luis. Da, și uite, vezi? Eu văd Luis, am căzut. Mamă, Luis, zi, frate. Da. Poate nu mi-e da laser acum. Mă joc creativ și nu cad. Păi da, păi tu știi, frate, este legi de construcții, de-aia. Am 6500 de puncte, că nu ai. Păi tu ești zeu, eu sunt, eu nu sunt. Ok, știi ce, o să încetez puțin aici. Hai, Luis, hai, frate. Că, opa, ok, poate țin prea mult cu tine și mai deloc cu mine, că mi-au hituri proaste rău. Pe bune. Ok, Luis. Nu! Nu e corect. Păi, Luis, zic ce ai greșit, nu ți-ai pus protecție, frate, și trebuie să-ți pui protecție. Mamă, să mă dai haine în același gata. Timp. De data asta mă activez, gata. Ah! Nu! Gata, mă activez. O să trebuie de data asta 3-0. Păi bate-mă. Unde ești, mă? Să știi că sunt foarte low. Like, super low. Nu-i corect, mă pun box. Pune-te box. Oh, fuck. Cum se editează asta? Nu te panica, frate, nu te panica. Hai, Luis, experiență de două sezoane. Hai că știi. Ce-am făcut? Ok. Eu am experiență de 80.000 și joc prost rău. Pe bune că joc prost rău. Nu mai am glonț. Luis? Aici stau. Stai, frate, acolo. Nu! Ok. Luis? Nap.
Ok. Vezi cine e mai bun? Vezi si dansez. Bine, bine, mamă, stai Luise că m-ai activat. Fii atent aici Luise. Hai 1, 2, 3 și... Stai puțin. Stau, hai. Uite, asta meriți. Hai Luise. Mamă, e fit-o verișorul meu frate, dar totul până la bătaia pe Fortnite, gata, asta a fost. Nu se mai poate. Nu se mai poate frate, nici eu, bă, hai să... Și mă deranjează. Că n-am cum să te bat. Salut, ce faci aici sus? Nu, dar cum mă bați? Dar nu e posibil cum să... Ești nab oricum. Ești nab. Fii atent, mai dăm o singură rundă. Care aia pe asta e zeul zeilor, ok? Eu sunt zeu oricum. Nu, nu, nu. Nu-ți poate te certă așa. Bun, păi oameni buni, cam atât vă și cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, da? Și de subscribe, puteți abona băieți la canal, cum am zis și mai devreme. Un follow pe Instagram la unor robineturul, codul meu pe item shop dacă vreți să apăreți în următorul clip și la mine pe Insta Story, plus niște like-uri de plus niște like-uri pe profilul de Instagram. Și oameni buni, ne auzim data viitoare. Ciao!